Astăzi, în Biserica Ortodoxă, facem pomenirea Sfântului Cuvios Atanasie Atonitul și a Sfântului Cuvios Lampadie. Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul este întemeietorul vieții monahale de obște pe muntele Athos, cel mai important centru al monahismului ortodox. Sfântul s-a născut în anul 930 la Trapezunt, într-o familie nobilă și evlavioasă. Părinții i-au murit pe când era prunc și a fost crescut de o monahie. După ce și aceasta a trecut la Domnul, Avraam a călătorit la Constantinopol. A ajuns la curtea imperială și a fost încredințat lui Atanasie, cel mai vestit retor al vremii. Având o râvnă deosebită pentru învățătură, Avraam a devenit profesor la școala maestrului său. Prin pronia divină l-a cunoscut la Constantinopol pe Sfântul Mihail Maleein, egumenul unei mănăstiri de pe muntele Chiminas. După o discuție cu acesta, Avraam a părăsit viața lumească și a fost uns în călugărie de Sfântul Mihail, primind numele Atanasie. În anul 958, dorind o viață mai aspră, monahul Atanasie s-a mutat pe muntele Athos, în locul numit Melanos. În scurt timp, diavolul a început să-l ispitească cu gândul plecării și de aici. Atanasie s-a împotrivit cu bărbăție și i-a făgăduit lui Dumnezeu că se va nevoi la Melanos un an. În ultima zi, pe când se ruga, Atanasie a fost învăluit de o lumină dulce, iar duhul i-a tresăltat de bucurie. Ochii i s-au umplut de lacrimi, care curgeau din abundență și a simțit că a trecut printr-o schimbare definitivă. Deodată, Melanos i s-a părut cel mai frumos loc de pe pământ. Însă Dumnezeu îi pregătise o altă cale. El i-a poruncit prin împăratul Nichifor Focas să construiască o mănăstire. Aceasta a fost sfințită în anul 963, există și în prezent, fiind cunoscută cu numele de Marea Lavră. În vremea vieții Sfântului Atanasie, pe Sfântul Munte Athos au fost întemeiate încă trei mănăstiri, Iviron, Esfigmenu și Vatopedi. Toate acestea sunt mănăstiri cu rânduială cenobitică, funcționând după modelul vieții monahale din Palestina. Strictețea rânduielilor aplicate de Sfântul Atanasie a provocat nemulțumirea unei părți a călugărilor. De aceea, după moartea împăratului Nichifor în 969, Atanasie a fost alungat de pe muntele Athos. El a stat o perioadă în Cipru până când împăratul Ioan Tzimiskis l-a rechemat din exil. Acesta i-a acordat conducerea Marii Lavre, pentru care a emis în anul 971 primul statut de organizare. Sfântul Cuvios Atanasie a fost contestat de unii călugări și din pricina faptului că a trecut la cele veșnice în urma unui accident. Dar, la un an după înmormântarea vrednicului egumen, Maica Domnului s-a arătat mai multor monahi din Marea Lavră și a îndemnat să-l cinstească pe Sfântul Atanasie. La mormântul său, în care se odihnesc și azi sfintele sale moaște, cei ce vin cu credință primesc vindecare de felurite boli.